Toată lumea. Cum ar fi? O grămadă. De probleme. Adică, în stat de lucru. Bun, și acum nu știu ce stat. Pe proiectul de primărie sau pe alte chestii? Nu știu, și proiectul de primărie. Și, în rest, cum ai vedeți viitorul? Nu știu, domnule, am să vă spun și eu, că deși nu am avut o discuție, că și eu am avut. Poate că mă gândeam că operarea asta v-ați mai venit la lucru. Nu. Deci chiar azi am avut o discuție, poate și domnul consilier Gref, și am mai avut niște discuții și cu el, cu ședință de la noi. Și... ședința de ședința tehnică. Da, și nu se cade să vii, să urli, să strigi, să faci, să ameninți. Deja sună pe acasă că amenințări mă sunase seara, pe la ora 8, pe la ora 8. Da, și tocmai dacă ce am vrut să am discutat cu dumneavoastră și am spus că dacă așa se pune problema, asta e, îmi pare rău, avem ce facem. Păi eu nu m-am amintit, dacă știu primarul Fritz, să vorbesc cu lui. Nu știu, s-a discutat, s-a făcut, am făcut și o sesizare la poliție. Păi am primit și pe telefoane mobile amenințări și tot felul de astea. Nu știu, am făcut sesizare, să vedem cine... E numărul de telefon, nu știu, el m-a sunat direct pe telefonul și mi-a spus că cer, cum îmi permis și tocmai de asta am vrut să vă spun că pe discuție îmi pare rău, nu o să mai fac niciun pas înapoi și... La ce l-a dat de spate? Nu o să-mi dau demisia din punct. Deci nu am avut o înțelegere. Am avut o înțelegere, că nu se respectă. Să zice, eu m-am dus, eu când am discutat cu dumneavoastră, m-am dus la domnul primar în birou și i-am explicat că m-a spus să mă duc să-mi fac concediu, că mi-ați recomandat să mă duc în concediu. I-am dat cerere, am semnat cererea și am spus care a fost și eu, după a doua zi văd toată presa, am și eu copii, am familie, toată presa văd că am fugit pentru catalog. Cine ești asta? Păi ești o declarație în presă. Dar primarul, domnul primar. Am fugit că când în corpul de control, da, trimite corpul de control, eu sunt concediu, trimite corpul de control peste un rahat de catalog. Și asta e, dacă așa se pune, e bătaie de joc. Nu, mi-a fost înainte de Crăciun, cu două zile. Și acum suntem în februarie. Două luni de zile. Ce a făcut dumneavoastră în aceste două luni de zile? S-a lucrat că doriți să respectați termenii acestei înțelegeri. Domnule, n-am făcut că nu trebuie să facă înțelegere. Domnul primar a spus că dacă fac un pas înapoi, și a zis, domnule, am fost de acord să fac un pas înapoi din direcție. Dar nu l-am făcut de ce de serviciul de la termoficare? Să-mi pună o funcție unde am eu specializare. Că nu pot să mă duc pe specializare unde nu am, nu am studiu. Și atunci, nu știu, era o discuție atunci. Dar jumătate din direcția tehnică nu sunt invers. Aveți agronomi, economii... Poate avem că așa e. Da, nu avem niciun drumar, că nu s-au angajat oameni, nu vine nimeni să angajeze pe altul. Nu poți să mergi pe o funcție ca șef de serviciu de termoficare, nu vreau să nu v-am spus că nu este specialitatea mea. Am avut atunci discuție cu domnul primar și era cu semnalizare rutieră, dacă se face, dacă nu se dorește, asta e. Nu pleacă nici Colojoara. Eu am avut o discuție și cu al mei, am informat pe toți șefii de serviciu, astăzi le-am comunicat care e situația și asta. Le-am comunicat că nu mai fac niciun pas, că am vrut să fac un pas înapoi și că era un... Domnul Frică, mi-a trecat de să câștigați conflictul ăsta. Nu vreau să câștigăm niciun conflict, eu nu vreau să câștigăm. Ba da, deci dacă intrăm într-un conflict deschis, să știți că eu mă bucur. Deci eu mă bucur că îmi vreau liber domnul Frică să intru într-un conflict deschis cu dumneavoastră. Trebuie să am spus că am eu trebuie ca să funcționez public, am depus un jurământ, trebuie să mă apăr. Și eu sunt cum să mă apăr. Haideți să lăsăm oare. Asta e, domnule, n-am făcut nimic, eu nu am, n-am furat un leu, n-am făcut asta. Câte ani la multitanță, în lângă cum voi lor, să fie de acolo? Câte ani aveți acolo la multitanță?
Unde? Dar nu voi, dar n-am înțeles. Eu sunt în timpul... Nu, n-am dormit. Vă aduce pe ori? Scoateți, da, sigur că scoateți. Domnule Vicioare, deci eu vă spun sincer ce vă spun. Nu am furat la nimeni, n-am terenuri la drumul Boră, n-am făcut nimic, n-am mă făcut acolo. Că am încercat la drumul Maxim. Să știm? Am încercat la drumul Maxim, nu vă aia. La ce să mă duc? La tere. Nu, n-am făcut, n-am făcut. N-am vrut să mă duc, niciodată n-am vrut să mă duc. N-am vrut să mă duc. Vreți să vă ajut să vă vedeți să mă duc? Nu mai trebuie niciun loc de muncă. Domnul Cristian, chiar trebuie să fiți gata în situația? Nu, că îmi fac datoria. Deci funcționar public îmi fac datoria. Să vă scoți din toate lucrurile. Da, da, da. Scoateți-mă de unde doriți, cum doriți dumneavoastră, dar eu nu am avut, am vrut să fac lucrul ăsta, dar nu e ce bătaie de joc. Nu dai în corpul de control. Hai de o problemă, deci știi ce trebuie să faci. Hai să zici ce trebuie să faci. Spune-ți. Ca și cu robul. Aceeași ce trebuie să faci. A venit robul, nu ar trebui să te dea afară. Da, așa, da, fost. Și ai zis, nu, domnul primar, vă promit că termin pasatul și în 2 luni de zile. Vă promit eu că termin pasatul. Nu a fost zis. Ascultă-mă. Da, da. Da, haideți, domnul Vă promit că termin. Și altfel mai târziu, pasajul n-a fost terminat, dar pe romul ai combinat tot felul de chestii. Și pare aia să scape de tine. Eu înțeleg calitățile tale. Chiar înțeleg. Faptul că știi să împingi lucrurile, că știi să găsești căi, că nu mai stăm după autorizații. Da, înțeleg. Abilitățile tale pentru anumit politicieni sunt foarte bune, dar nu pentru noi. Nu sunt. Într-un fel sau altul, tot să pierzi conflictul ăsta. Deci, nu ai cum să-l câștigi, trebuie să înțelegi chestia asta. Nu zice primar, dar nici bătaia de joc, că nu-ți câștigă la vreo un pic. Dar stai sigur. Nici bătaia de joc, că fiu la un. Domnul, să se pune la... A făcut 2 luni de zile, ați refuzat să faci date? Domnule, și-a fost o înțelegere, frumos. Păi, nu ați refuzat să înțelegeți, dacă dumneavoastră m-ați dat de invitat de Poliția Director General. Dar nu, domnule, nu înțelegeți că nu era cadrul, nu era nimic legal. Ce să dai de mică și încă unul este dus concurs. Este dus concurs. Este dus concurs. Domnul viceprimar, niște afirmații grave care se fac. Niște afirmații grave. Nu-s făcute... Director tehnic, director general, merge pe modificare. Domnule, eu nu am făcut chestia asta, nu eu le-am făcut. Cine a făcut, dacă răspunde, eu zic că tot ai făcut ca la casă. Ce-am făcut, domnice? N-am făcut absolut nimic. Nu mă poate șantaja nimeni și nu mă poate face nimeni nimic. Nu mă interesează ce-a făcut de cu. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Dacă așa se pune probleme... Eu, calitățile pe care le ai, le recunosc. Le-am dinestat. M-a acudat? Da, vă ascult. Doar că modul în care vreau să continuăm înainte este un altul decât modul în care dumneavoastră funcționați să faceți treaba. Dacă v-ați dat dimisia și se punea Loredan, șefă interimară, nu ați dat acum și cum trebuia să locui ei. Nu credeți că nu pot să fiu, nu se poate face. Să trece timpul gândindu-vă că nu se poate să zice. Deci când astea trebuie să zice ca zic, am mers foarte bine strictea tehnică. Foarte bine. Brița mea. Bucur. Am pregătit proiecte pentru PRRR, am deblocat alte proiecte, am domnul Vice, toate proiecte, domnul Vice, să fim serios și recunoașteți că toate proiectele sunt făcute care mi-am asumat, mi-am asumat proiecte și le-am dat drumul la licența cu... Da, domnul Vice, de tot e rezolvat, domnul Vice, cineva are intenția să facă lucrurile din astea și eu sunt ceva de fapt, de fapt, eu m-ați grave. Nu e rezolvat, dar să mă spun nu trebuie să vorbiți cu nimeni, nu trebuia făcut, no. Toate sunt artificiale. Nu, voi lădați să mă duc la Ionită și cu la Ionită. Ieri, cu drumul Bolea, acolo niște măgăriți, i-am făcut o informare la primar. I-am făcut o informare la domnul primar, un lucru grav. Și am cerut să trezeze DNA-ul pentru că scrieți grav. Pentru că scrieți foarte grav. Și din cor, și din cor. Și l-am rugat frumos, i-am făcut o informare și l-am rugat să facă lucruri din astea. Dumneavoastră, nu sunt câștigat de să vină să-și bate joc, să-și permită și greu. Doamne, și când v-a fost mandus cu Borza, directorul, a ducat acolo să-l ducă din palme. Dumneavoastră, aveți niște, domnul Vice, aveți niște, vă nu aveți informațiile corecte. Deci vă profesiți cei care v-au spus că am terenul la drumul Bol și cu toate alții au. Deci eu vă informez că am de la drumul Bol, am depus de ADN-a. Foarte
foarte bine. Înțelegeți? Eu am făcut o informare aici, nu vreau să facă nimeni. Nici am depus la DNA, pentru că sunt niște chestii grave. Și eu ca funcționar public, când știu că e o infracțiune, când are, este datoria mea să fac. Înțelegeți? Pare, o prostie care este. Deci, nu spun nicio prostie. Nu, nu, să vedem. Nu să vedem care-i toate. Se primesc telefoane amenințări, se nu pot să țin telefonul, mă sună față de soție, față de familie, să mă sună, să mă amenințe, să-mi spună scris. Cum nu cred? Să spună că te crezi director, te crezi stăpân, de și urme și chestii astea. Asta se face, mă, față de așa, să spună la 8 seara, la 9 seara. Asta iar a făcut circ. Toți ai mei au vrut să vină acum, să vină să avem o discuție cu dumneavoastră, să vă spunem, domne, că nu se procedează așa. El e consilier, să vă consilieze, nu are atribuții să vină peste noi, nu are nimic. Domnul funcționar se căuta pe aici, că domnul funcționar e trimis pe tață, să la mine în birou, că am și martu, că dar e vorbit să ceară subiectele. Mă înțelegeți? Și cu asta să mă duc la DNA. Deci și cu asta să mă duc la DNA. Mă înțelegeți? Eu, odată dacă îl mai văd că vine și mai face și are o chestie și ne amenință și cu tare, o să mă duc direct la DNA. Păi, domnul meu, o să mă duc, pentru că să se facă, ca să vedeți cine sunt. Da, o să mă duc, cu siguranță. Consilierii reprezintă primarul. Dar, domnule, dar nu poate să vină să-i spun, anulează licitație, fără să-i spun, să facă un scris dacă fac. Atribuția pe care le-am eu, ați păzit... Păi, domnule, dar trebuie cineva să vină, să vă spătească pe dumneavoastră și trebuie să vină să ne spună, să facă un scris. Da, vrem asta, vrem asta. Nu se coordoneze, se strige la toți, nu întreabă pe șef, mare la ăla, dă dispoziție fără șef, fără nimic, fără cutare. Asta e infracțiune, n-ai voie să faci lucrul ăsta. Ce mă înțelegeți? Deci el trebuie să vă consiliere, să vă spună frumos și să facă înscris anumite lucruri. Să nu vă spun adevărul, că sincer, să vă spun adevărul. Nu vreau să ajung nicio vedetă. Nu vreau să ajung nicio vedetă. Sunt de astfel votărit. Eu v-am comunicat. O să ne ocupăm, nu da, foarte bine, n-am făcut nimic. Da, puteți să faceți care fiecare zi. Foarte bine. Fiecare zi. Foarte bine. Mi-ați repășat, v-am întrebat. V-am întrebat, sunt repășat, sunt repășat. Să nu l-am dat pe zubați pe afară. Și am făcut că două catarge și trei trotuare care s-au făcut, care avem astea în regulă. Înțelegeți? Da, da, drumul bol. Și drumul bol, că e ok și drumul bol e foarte ok. Nu este problemă. Același lucru a fost și când a fost cel al ministru și a fost toate lucrurile și au răspuns. Să-i rezolvă problemă fiecare. Nu mi-am înțeles, am fost de acord cu dumneavoastră. Dacă nu vreți să plecați, atunci o să tratăm altfel. Nu, dar cum se pune problema, asta îmi pare rău. Funcționar public și trebuie să mă apăr interese, să-i imagine. Eu n-am fost de 20 de ani și să vină să-mi spună să-ți bate joc cineva de mine să-i recutare. Și cu chestiile astea, că nu cu concursuri și cu teren, până știu unde sunteți informații. Da, mulțumesc. Mulțumesc.